Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Astăzi seară vă invit să urmăriți un dublu concert. Joi 4 septembrie, la Filarmonica din Iași, a avut loc un așa numit concert al seniorilor, foarte inspirat intitulat, deoarece au fost omagiați doi dintre interpreții care au făcut istorie muzicală la Iași și în țară. George Vintilă a fost primul dirijor al Orchestrei Filarmonice Iașene. Datorită domniei sale, melomanii din Iași, o întreagă generație, au putut urmări decenii la rând concertele care au avut loc în serile de vineri și concertele educative de duminică dimineață, concerte în cadrul cărora au fost prezentate capodopere ale creației muzicale românești și universale. Multe din lucrările aparținând clasicismului, preclasicismului, romantismului și creației secolului al XX-lea, dintre cele pe care istoria muzicii le-a reținut, au fost interpretate în bătrâna sală din strada Cuzavodă 29. Mulți interpreți de renume din țară și din străinătate au concertat sub bagheta maestrului George Vintilă. Despre Vasile Dumitriu se pot spune lucruri foarte interesante și multe despre creația sa ca interpret și ca profesor. Vasile Dumitriu a fost membru al Orchestrei Filarmonicii din Iași, a fost în Orchestra Operei din Iași, a fost profesor la Liceul de Artă și de sub mâna sa, ca să spun așa, au ieșit mulți interpreți de renume care sunt în Orchestra Filarmonicii din Iași sau în alte orchestre sau care au ajuns profesori de clarinet, pentru că Vasile Dumitriu a fost un foarte bun clarinetist și a și rămas. La mai mult de 80 de ani, domnia sa are în continuare un sunet frumos, cald, rotund, ca și cum ar avea cu câteva decenii mai puțin. Acum vă invităm la primul concert, cel care a avut loc în seara de 4 septembrie.